Toran. Șuci, 1-0, Călim Pantelimon, reușește deschiderea Toran. Alin Bugălo, Cheiman de testorul la 2-0. A fost o posibilitate de contraatac. Bugălo și Pantelimon, Pantelimon, sub bară. Și scorul devine 3-0. O contraatac, Olpenii. Gol pentru echipa craioveană. Să-l credităm pe Nicolae Butoi cu această reușită de la 10 metri, cât și Deva. Banti și gol. Un șut bine plasat și scorul devine 5-0 pentru că vin când ne apropiem de finalul acestei prime reprize. Formația oaspete. Chiar de la acum pe Nicușor Butoi, Butoi, șut și Butoi reușește golul 2 al său, 6-0 pentru încearcă și pasează lui Bugălă și gol Alin Luță, prima reușită de la venirea pentru Vali Nistoran, Nistoran în fața golului și reușește acest lucru. Încurajat frenet, foarte bine Kiliman și cu toată răutatea acumulată în meciurile cu Deveni, Alin Kiliman face 10-2. Cioboiu și gol, Marius Cioboiu. Prima reușită. Cioboiu. Și gol Marius Cioboiu. Frumoasă acțiune. Pe același Nistoran se duce balonul. Marius Cioboiu. Ultimele 3 goluri înscrise de Marius Cioboiu. 13-4. Se iată acum pe Valentin Nistoran. Șuta lui Pantelimon și gol la Alin Kiliman. Se atracă pe Marius Cioboiu. Pantelimon. Și ce gol reușește Valentin Nistoran. 15-5. Pozișul de goluri aici în sala sportului. Și se termină jocul. Diferență uriașă, 15-6, 21 de goluri aici în sala sportului din Craiova. Mi-e greu să-i spun pe toți cei care au marcat.